Salut tuturor și bine v-am găsit la un nou episod din seara de GTA 5 Online. De această dată suntem cu ATV-ul și suntem la începutul traseului nostru pe care l-ați văzut în episodul trecut. Suntem același traseu care l-am făcut și cu motocicleta Enduro. Astăzi o să testăm acest ATV prin zonele astea. Eu l-am mai condus puțin. L-am luat fix ieri după ce am făcut clipul cu motocicleta Enduro. Ce o să observați când bag a doua acest ATV, nu știu, mie îl simt cum dă un boost imens, nu știu cum. Și o să observați ceva foarte șmecher, este cum se ondulează roțile pe pământ. Logic că l-am modificat, este o motocicletă, este un ATV modificat, adică i-am făcut eu, are câteva plusuri. Nu știu, că are engine level 2, chestii de genul. Și ia să zic, uitați-vă la roți, să vedeți cum se mulează. Cred că ce mai bine se vede la pe Ciliad, acolo sunt curbele puțin mai strânse. O să observați, uite și aici. Uitați, frumos, nici n-ai simțit-o pe asta. Și încă o dată, și ce stai să ai grijă cu acest ATV este că nu-i țin frânele. Adică o să cred că dacă o să observați, sau dacă o să am eu șansa să o să cad sau o să accelerez puțin mai tare și o să se frâneze, o să observați că nu-i țin frânele. În sensul că nu-i țin, efectiv, are, uite. Și este foarte, adică de orice obstacol am dat se răsucește. Ceea ce e nasol. Suntem cu același caracter. Vedeți că e tot așa, l-am făcut tot portocaliu. Pentru ca să se potrivească și să lasă seara din București, în Timișoara. Nu știu, mi se pare că orice boschete acum îl dereglează, orice boschete aș lua. Ce zona asta tot așa frumoasă. Se comportă în rest, adică are aceleași acțiuni ca pe motocicletă, adică își mai lasă mâna, mai face nu știu ce. Mi se pare că poți să și dai, exact, are aceleași acțiuni ca și pe motocicletă, poți dai dacă apeși X, să dai într-o parte și în alta. Și, uite, vedeți, am dat în ăla, orice obstacol îl încurcă și încă o chestie la viteza întâi, adică până n-a schimbat viteza, ia curbele foarte greu. Și oricum, nici nu sunt eu învățat foarte bine cu el, ce pot să zic. Adică, totuși, simțiți o diferență și dacă vă jucați cu motocicleta și după aceea schimbați pe ATV, nu, uitați, hai să ne... Merge frână? Nu. Uitați doar cum face. Foarte ciudat face. Ia să vedem. La coborâre mi-e cel mai frică, mai ales cu stâlpii ăștia pe aici. Nasul tare. Gata, asta a schimbat a doua instant, a prins viteză. Și încă o chestie, săptămâna viitoare, în funcție de ce bani mai am și eu, s-ar putea să-mi modez contul în acest fel, aș avea și eu bani mulți în GTA, vedeți că acum n-am foarte mulți. Și să putem să facem niște chestii mai șmechere. Până atunci am plan, o să vreau să-mi cumpăr o motocicletă de asta de aici, GTA mai bună, tot așa un Enduro, pe lângă Sanchez-ul ăla. Tot așa să o testăm pe aici. Și ce aș vrea să bagi? Aș vrea să bagi un ATV... Da, nu mă mai sună. Aș vrea să bagi un ATV, ceva tot așa ca...
cum e ăsta, dar ceva mai interesant, cum a băgat motocicleta aia atunci, să bagi și un ATV. Nu, și aici, opa, bă, dar nervant, face dropuri. Nu înțeleg de la ce. Pam, pam, pam. Dă-i toată, dă-i. Mi s-a prins și becul. Și o să observați că la fiecare săritură, dacă țineți apăsat W, trebuie să aveți grijă, pentru că se duce în bot și se lasă extrem de mult. O să vedeți acum când coborâm de pe celeat, o să observați chestia asta. Eu acum ați băgat cu capul în monitor ca să fiu extrem de atent. Și îmi cer scuze că marți n-am făcut live stream, adică ieri. Ideea este că am venit obosit și mai greu. Dar sper să pot să fac astăzi, adică miercuri. Joi sigur nu o să pot pentru că am treabă seara. De fapt toată ziua am treabă joi. Și nu. Asta. Sper să nu vin mâine la fel de obosit, că uite, ați văzut cum s-a dus pe bot instant, deci trebuie să ții cât râlu apăsat ca să îl tragi pe spate. O, iar a schimbat a doua și a dat-o. Bun. Hai să vă arăt și motocicletă, dacă tot am făcut aici un popas mic. Mergem aici la Southern San Andreas. Motorcycle și ăsta vreau să-l iau. Pe portocaliu, frumos. Și na, asta. Da, nu am motocicletă de teren pe lângă Sanchezul nostru, dar e mai scump ăsta. Are și bord, dar în schimb e tot de teren și chestii, deci n-ar fi o problemă. Hai să vedem. În la coborâre aici. Trebuie să nu-i dau foarte tare, cum am spus, dacă am căzut pe aici, e nasol tare. Trebuie să vede, hai să vede ceva pe filmare, chiar se vede mai bine decât... A, dacă parcă m-am jucat eu cu culorile aici, da. Asta se vede așa bine. Aici cred că urmează prima săritură. Da. Și deci încă o dată, cei care vreți să vă plimbați cu ATV-ul, trebuie să le dați cunoștință că nu frânează bine chiar deloc. Și că la sărituri trebuie să aveți grijă pentru că trebuie să apăsați cătărâleu. S-a dus. Uite cum face în aer. În acest moment am și space-ul și s-o apăsat, adică vă dați seama. Hai că m-am dus și eu bine, n-am mai putut. Hai să-i dăm. M-au abia 9 minute, cred că data trecută am făcut mai mult pe drum decât un aici, mai urmează o săritură. Mă dau puțin pe stradă, am zis puțin, nu mult.
Pam, 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 pam. Ideea următoare, vreau să iau și o mașină de teren să testăm, doar că tot așa costă bani și mai greu, până o să modez eu contul, mai durează. Opa. Să și o chestie, să aveți grijă când luați curbele, că s-ar putea, mai ales pe aici, am observat că pe stradă nu prea se întâmplă, dar pe aici, pe off-road, mai rămâne în două orți câteodată și e nașpa că e buguit și în momentul când cade s-ar putea să zburați foarte tare. Hai toșu cu asta mare. Aici, uite, aici puteți să găsiți ATV-ul, uitați, așa arată ATV-ul normal când îl cumpărați și cam așa arată după ce îl upgradezi puțin. Oră, nu e diferență, doar culorile și chestii. Dar dacă vreți să testați un ATV, puteți să veniți aici să-l luați pe ăsta. În rest, mie îmi place cum trage, adică vreau să mă mai învăț cu el și o să mă mai joc cu el. Pe aici, pe off-road, că trebuie să te înveți cu el, asta e toată chestia, trebuie să te înveți cu el cum te înveți cu orice. Că mergi mult cu el până te înveți cu el și gata. Pam, 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 pam. Să văd că am pus frână și nici n-a luat frâna. M-aș gândi să fac o dată un challenge, dacă vreți, spuneți în comentarii, să facem un challenge, să mergem doar first person, ce ziceți? Mi s-ar părea un challenge șmecher. Doar first person. Îți dai seama că o să am mai multe grijă decât când sunt așa în third person. Uite. Oricum, sper că v-ați uitat la roți, adică se vede, cred că pe aici, cum e drumul, cum se fac roțile. Asta îmi place foarte mult, că simulează roțile foarte, foarte șmecher. Chiar simți că ai suspensiile alea sub roți. Opa, pune frână, tată. Că aici o e așa în față. Bă, una peste alta, sper că v-a plăcut și acest cum am încercat pe clip să cum merge acest ATV pe off-road. Pe stradă nu mi se pare cine știe ce, adică e destul de ok. E ok. Nu, nici nu zboară, nici nimica. E, nici aici nu zboară. E, dar hai să vă arăt aici. Ia întâia și o să vedeți că din a doua a prins o viteză genială. Dar cel mai bine o să observă din first person, zic eu. Ia să vedem. Pornit întâia. S-a schimbat și uite cum se duce. Dar deci e foarte șmecher. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like. Și ne auzim data viitoare. Ciao, bă!